La 12 septembrie 2024, domnul Renat Usatăi, candidatul la funcție de președinte a Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic Partidul Nostru, a depus la Comisia Electorală Centrală cerere de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 20 octombrie. Materialele depuse au fost verificate și s-a constatat că acestea corespund cerințelor prevăzute de articolul 55, 68 și 69 din Codul Electoral și regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților. În urma verificării listelor de subscripție și a semnăturilor susținătorilor de pe acestea, prin prisma articolului 139 alineatul 1 și 2 din Codul Electoral, se constată că domnul Renat Usatăi întrunește cerință legală pentru înregistrarea sa în calitate de concurent electoral la alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. Domnul Postica, o propunere? Vă rog. Stimați colegi, propun excludere din proiectul de hotărâre a punctului 2 în ceea ce privește înregistrarea simbolului electoral, deoarece el contravine prevederilor articolului 15 din regulamentul cu privire la publicitatea politică, ori domnul Renat Usatăi, chiar în ședința Comisiei Electorale Centrale, a recunoscut că a utilizat acest slogan în calitate de publicitate politică și nu poate să-l utilizeze în calitate de simbol electoral. Nu am înțeles cu mătru Colea s-a lămurit el la ghidici, dar domnul Pustic, numele Renat Usatăi, de când m-am întors în țară din 2014, tot era promovat, când mai bine, când mai rău. În toate campaniile electorale, inclusiv în 2021, când erați dumneavoastră, dacă nu greșesc, da, deja membru CEP. Ori nu era să îndăușim la prăvânt. Ideea care, domnul Pustic, era Renat Usatăi simbol electoral și era Renat Usatăi candidat la funcția de președinte. Adică de-am poate în schimbat și numele în buletin. Și pe billboard-uri era, adică și materialele agite și în campanie electorală era tot Renat Usatăi. Și trebuie să ne iau Igor Dodon, orice, ca să fie diferit. Renat Usatăi este pentru Moldova. E logic. Și a decis sloganul să fie pentru Moldova. Ce trebuie scriu? Pentru Ashgabat? Nu. E pentru Moldova și asta am promovat-o pentru asta și să face... Păi noi dacă promovăm denumirea partidului nostru, pe urmă poate să nu mai fie partidul nostru simbol electoral, ori în campanie electorală schimbăm denumirea partidului, că deoarece să nu fim acuzați că s-a făcut publicitate pe parcursul, nu știu, din 2015. Sunt două perioade diferite. Tot așa de colegii spun corect. Doamna președintă, doamna Maia Sandu, este... A folosit simbolul, denumirea Maia Sandu ca publicitate politică, respectiv aceeași denumire Maia Sandu a fost imprimat, ca publicitate de documentul CEP, să fie imprimat în buletinul de vot. Adică aceeași chestie era și cu Renatul Sapă, respectiv nu vedem o corectitudine primind cu această propunere. Mersi. Da, mulțumim. Mulțumesc că v-ați încadrat în cele două minute. Stica, vreți să faceți o precizare sau? Doar o precizare pentru procesul verbal. Încă o dată. Punctul 15 din regulamentul cu privire la publicitatea politică, electorală și mesajele de interes public. Se interzice materialelor de utilizare, materialelor de publicitate politică în calitate de materiale de agitație electorală. Dumneavoastră ați utilizat acest slogan pentru Moldova în campanie de publicitate politică până acum, respectiv nu aveți dreptul, în conformitate cu prevederile regulamentare, să-l utilizați în calitate de slogan de campanie. Asta este numai referit la numele dumneavoastră, pentru că simbolul dumneavoastră este pentru Moldova. Corect, dar iar dumneavoastră acest usat. Simbol l-ați folosit. Este dreptul dumneavoastră. Este dreptul dumneavoastră ca partid politic, așa cum ați menționat, să alegeți modalitatea de publicitate. Doar vă asumați consecințele că odată ce l-ați utilizat în campaniile de publicitate politică, nu îl puteți utiliza în calitate de materiale de agitație electorală. Domnul Pustic, am înțeles ce spuneți dumneavoastră, dar dumneavoastră nu ne-au zis pe noi. Dar când era sloganul Renat Usatăi, simbol electoral,
simbol electoral, tot eu sunt Renato Usatăi, tot candidatul era Renato Usatăi. Adică, spuneți, vă rog, dar doamna președinta Maia Sandu, care s-a promovat ca Maia Sandu, cât s-a colectat semnăturile, și ca Maia Sandu e simbol electoral, tot numele familiei dumnei, cum am făcut-o eu 9 ani de zile. Pur și simplu, am de la autoritarism spre democrație și eu înșiși. Domnule Sandu, deci, de fapt, reiterați același lucru. Acum spunem votului. Mai sunt propuneri? Vă rog. Nu este propunere, deci tot e punctul 15 din regulament. Deci noi vorbim despre a doua propoziție din regulament, se interzice utilizarea materialelor de publicitate politică în calitate de materiale de agitație electorală. Da, asta și-am vrut să spun. Agitație electorală încă nimeni nu face. Deci este simbolul, este simbol, dacă îmi permiteți, este simbolul concurentului electoral. La moment nu se face agitație electorală și nu sunt materiale de agitație electorală. Deci, stimați colegi, rog să fiți atenți la adoptarea acestei propunere, pe motiv că este una, nu știu, de prima dată mă întâmplă când se interzice să utilizeze un simbol sau altul. Domnule Filipov, de fapt, noi punem în aplicare legea 62 din 2022, care spune anumite reglementări vis-a-vis de publicitate politică, publicitate electorală, cum am precizat publicitatea preelectorală. Nu, e pentru ca să înțeleagă și cei care urmăresc ședința conversația dată sau de ce se aduc aceste exemple sau se citează anumite norme. Vă rog, doamna Grițcă. Dar un simplu comentariu. Deci, eu înțeleg sensul articolului care l-a dat citire domnul Pustică, dar haideți să facem diferența și la fel pentru cei care ne privesc acum și pentru alți concurenți electorali. Materiale agitaționale este absolut alt lucru decât simbolul electoral sau sloganul electoral. Putem folosi în calitate de slogane electorale orice propoziție care nu contravine unui șir de acte normative, dar material agitațional este pleant, broșur, ziar, banner, billboard. Astea sunt materiale agitaționale. Deci sloganul nostru cu care am mers noi ca publicitate politică în altă perioadă decât cea menționată de domnul Pustică, campanie electorală, poate fi folosit ca simbol electoral. Deci nu pun la îndoială competența Comisiei Electorale Centrale, dar se confundă un pic lucruri care nu sunt în genere, nu au legătură una cu alta. Mulțumesc. Deci am luat act de a doua luare de cuvânt și acum deci am oferit cuvântul domnului președinte și doamnei conducătoare a grupului de inițiativă, dar nu polemizăm, vă rog, foarte mult. O mică remarcă, colegi, în privința articolului la care a făcut referire domnul președinte, pentru că acum l-am găsit și am făcut cunoștință cu el. Textul care se vorbește acolo, în acest articol se are în vedere interzicerea publicității politice în perioada electorală. De fapt, ăsta este scopul acestui punct, să nu permită partidelor, concurenților electorali în perioada electorală să desfășoare și publicitate politică, și publicitate electorală. Ăsta este, de fapt, scopul acestui articol. Pentru că înainte, din practică, în perioară, noi cunoaștem că concurenții electorali... Da, conectați. Concurenții electorali desfășurau activitate, publicitate politică aparte, achitată din fondul partidului, nu contează. Era calificată ca publicitate politică. Un paralel desfășura activitate de publicitate electorală. De fapt, și asta eu înțeleg punctul la care v-ați referit și obiectul și anume sensul acestui articol. Vă mulțumesc. Domnule Filipov. Ca luare de cuvânt înainte de a procede la procedura de votare acestei propuneri. Deci, punctul 15.
dau citire, pentru a preveni confuzia la în rândul consumatorilor de publicitate și în special al alegătorilor, în perioada indicată la punctul 7, litera B, se interzice difuzarea publicității politice. Punctul 7, litera B, indică care este perioada. Este utilizat la data începerii campaniei electorale. Domnule Costic, a dat citirii. Nu, când am început perioada campaniei electorale. Înregistrăm. Exact. În momentul înregistrării, el deja are, sunt restricțiile. Dar el, în momentul când nu este înregistrat. Colegi, eu închei dezbaterile, am oferit cele două minute și domnului președinte și doamnei conducătoare a grupului de inițiativă. Am avut câte două intervenții, reiterez dacă mai sunt luări de cuvânt, deja de spate nu mai facem luări de cuvânt înainte de a supune votului propunerea domnului Postică de a exclude punctul 2 din proiectul de hotărâre prezentat de către raportoare. Cine este pentru, rog să votați. Un vot, două, trei voturi pentru, împotrivă, șase voturi împotrivă. Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. Revenim la proiectul dat citirii de către doamna Teodora Vanghelii. Colegi, deci deja suntem în procedura de vot vis-a-vis de proiectul așa cum a fost prezentat. Cine este pentru, rog să votați. 8 voturi pentru, împotrivă, un vot împotrivă. Cu 8 voturi pentru, hotărârea este aprobată. Doamne de vierte, și vorbim. Eu nici nu știu în care limbă deja să vorbesc, înțelegeți? Că astăzi domnul Pustică a încercat cumva să influențeze Comisia Electorală Centrală ca simbol electoral care l-am depus pentru înregistrare pentru Moldova să fie exclus. Deoarece partidul a avut acest slogan pe billboard-uri, pe billboard-uri și nu se poate înseamnă că ca simbol electoral în campanie. Eu cred, colegi, acuși o spui video-ul de ce era acolo, dar asta e, Doamne ferește. E clar lucru că cumva din cauza că cineva din cei galbeni ne-a luat nou sloganul pentru Moldova, ei au vrut astăzi să ne blocheze, să nu-l avem în campanie nici noi. Dar am văzut și cei de la opoziție, de la Comisia Electorală Centrală, chiar și unii care din partea PAS au votat contra deciziei lui domnul Postică. Dar cel mai ciudat lucru, dacă actele sunt perfecte, semnăturile colectate, până la urmă s-o decis cu totul e ok, domnul Postică nu votează pentru înregistrarea mea ca candidat la funcția de președinte Republicii Moldova. Asta înseamnă că în campania asta, vă spun de pe mult, pe noi ne așteaptă, Doamne ferește ce durdom, a să vedeți. Trebuie să ne gândim la metode de protejare, să fim mobilizați, că eu vă spun, circul aici abia începe. Dacă s-o permis el să voteze contra înregistrării mele din cauza că am depus sloganul electoral pentru Moldova și astăzi numai el votează contra ca să fie înregistrat ca candidat. Închipuiți-vă așa și în campanie și cu noi și cu alți candidați. Ребят, полная мобилизация. Ее сын Кмирасов может повториться в 2014 год. Но в 2014 году я допустил определенные ошибки после нашего снятия. Сейчас я их не допущу, и Астрезацкий держак сюрпризы у нас. Рыба Мусуменск, Совет Созикат Майформат, Сила в Правде. Не приготим пендрон Лансари. Обнимаю, пока.